Alexa Sârb arunc bomba, ce s-a întâmplat cu documentele privind extrădarea lui Sebastian Ghic. Documentele care ar fi trebuit să ofere date suplimentare privind acuzațiile la adresa lui Sebastian Ghic nu au ajuns la Înalta Curte de Justiție, scrie presa Sârb, precizând ce ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat cu ocazia vizitei la Belgrad ce România a trimis din 9 martie actele solicitate de autoritățile din Serbia. Tudorel Toader a declarat ieri, la finalul întâlnirii cu omologul sârb, ce toate actele solicitate de Înalta Curte de la Belgrad au fost trimise încă de pe 9 martie. Cotidianul danas titrează însă și aceste documente. S-au pierdut. Jurnal subliniere din Sârbi spun ce s-au interesat de traseul acestor acte, iar răspunsul oficial primit de la Înalta Curte din Belgrad a fost ce instituția nu le-a primit. Judectorii instanței supreme din Serbia trebuie să se pronunce în privința cererii de extradare a lui Ghic, sublinierei pentru asta au cerut date suplimentare în România. De asemenea, publicația Sârb consemnează ce presa din România a relatat ce Ghic vrea să îl întâlnească pe ministrul Toader, pentru a-i prezenta dovezi conform ceror acuzațiile împotriva sa sunt bazate pe probe false. Conform sursei citate, însă, o astfel de întâlnire nu a avut loc, scrie News. Ministerul Justiției a anuncat luni ce ministrul Tudorel Toader a discutat cu omologul său Nela Cuburovic sublinierei despre cererea României de extradare a lui Sebastian Ghic, ministrul sârb subliniind ce procedura privind stabilirea îndeplinirii condițiilor de extradare este în curs la Înalta Curte sublinierei ce după hotărârea instanței va lua o decizie cât mai curând posibil, anunț ministerul Justiției. Min subliniere tri au purtat, de asemenea, discuții despre cererea României de extradare a lui Sebastian Ghic. Ministrul Cuburovic a subliniat ce procedura privind stabilirea îndeplinirii condițiilor de extradare este încă în curs la Înalta Curte sublinierei ce, ulterior hotărârii instanței, ministrul Justiției va adopta o decizie cât mai curând posibil, arată ministerul Justiției într-un comunicat transmis luni seară.